iată, vin colindător, florile de albe, noaptea pe la cântători. Cam când îs cântătorii, părinte Marius Ciprian Pop, mulțumesc pentru... Da, suntem în direct. A, ce frumos! Adică nu, suntem minunat. Înregistrați. Noaptea minunat. Pe la cântători cu Marius Ciprian Pop. Părintele Marius Ciprian Pop, mulțumesc pentru invitație. Da, poți să-mi spui Ciprian, pentru că până la urmă numele rămâne așa Ciprian. Și trebuie să le spunem celor care ne urmăresc că și eu te iubesc așa, întru Hristos. Foarte mult ca pe un frate drag pentru tot ceea ce faci și că m-ai surprins plăcut când mi-ai zis că să colindăm, să vorbim despre Crăciun. Nu că nu m-aș fi așteptat, dar cum să zic, la primă gândire așa și primă analiză, când zici Nicu Bendea, zici bucurie, zici voie bună, zici glume, zici petrecere, zici din astea, ceea ce e foarte bine să spun o treabă, pentru că s-a făcut un studiu. Au zis teologii, nu eu, că eu nu fac studii, eu nu mă citesc, așa mai ascult mai mult. Deci eu nu fac studii, eu citesc. Și au zis, domnule, ia să vedem care e cuvântul pe care Domnul Hristos l-a folosit cel mai des în Evanghelii. Incredibil, bucurați-vă. Covârșitor, știi? În comparație cu toate sintagmele celelalte. Și eu cred că bucuria este sentimentul de care are cel mai mult nevoie omenirea în zilele în care le trăim. Chiar îți spun, multora le spun, zic, măi, când mergeți la spovedanie, primul păcat pe care să-l mărturisiți, ăsta să spuneți, nu m-am bucurat îndeajuns pentru câte mi-a dat Dumnezeu. Poate că și lecția pandemiei nu e altceva decât o lecție care vine să ne învețe să ne bucurăm de fiecare zi, pentru că, uite, se împlinește mai mult decât oricând în aceste momente, știi, adevărul acesta că astăzi îți aparține, mâine nu e al tău, e al lui Dumnezeu. Grija zilei de azi. Da, și asta trebuie să fie într-o bucurie, ca și cum ne-am bucurat de cel mai mare dar pe care ne-l-a dat Dumnezeu. Iar în momentul în care vorbim despre Crăciun și despre colinde, despre cântători, nici nu poate fi altfel decât într-o bucurie sărbătoare. Și postul însuși, paradoxal, vezi, însuși postul nașterii Domnului, înainte de sărbătoarea nașterii Domnului, se numește post al bucuriei. Pentru că, până la urmă, acesta e sentimentul care trebuie să ne copleșească, să ne însoțească o bucurie, sigur, izvorâtă din dragostea noastră pentru Dumnezeu. Și acum să-ți răspund la întrebare, dar să nu uiți să-ți mulțumesc pentru invitație, și totodată, Nicu. E întâlnire emoționantă, da. Dar mulțumim pentru invitație, dar eu ți-am invitat. Așa. Da? Și cântători de zi, cântători... Păi cântători, în primul rând, erau cei care vesteau lumina, cei care vesteau zorile, cei care vesteau o altă eră după cea a întunericului și a păcatului, știi? Că, practic, Hristos asta face. El vine, practic, și după mii de ani în care omul a fost îndepărtat de Dumnezeu și a fost certat, divorțat, că Adam a divorțat prin porunca neascultării, știi? Era prea bine în iubirea aia din rai de acolo, în care stătea la taifasul cu Dumnezeu. Neascultarea de Dumnezeu, ascultare față de soție. Da, uite, da, exact, asta e. Da. Dar, și vine Domnul Hristos și zice, mă, dacă vrei să asculți de Dumnezeu, trebuie să asculți de soție, știi? Sau nu, invers, dacă vrei să asculți de soție. Nu poți sluji la doi stăpâni în alt ordine de idei. Da, ai dreptate, să știi că e profundă realitatea aceasta, pentru că toate tipurile noastre de dragoste, până la urmă, trebuie să-și aibă izvorul în dragostea supremă, care e dragostea față de Dumnezeu, față de Hristos. Și atunci, practic, vezi, preocuparea principală și esența vieții noastre trebuie să înmulțim dragostea față de Dumnezeu. Dar pe Dumnezeu pe care nu-L vezi, îl regăsești și îl reperezi, cum ne învață Domnul Hristos la judecata de apoi, știi, când vine, zice, păi am fost gol, m-ați îmbrăcat, flămână, când am făcut, Doamne, toate astea? Păi când ați făcut fraților mei. Și atunci revin și spun, pe Dumnezeu îl regăsești în cei de lângă tine, știi, în soție, în copii, și dacă privești relația aceasta atât de profundă, sigur că viața e plină de bucurie și de fericire. Cântători, moșul meu zicea că și eu l-am întrebat copil, fiind zic, bă, moșule, dar cum e că vin colindători pe la cântători târziu? Zice, bă, când cântă cocoșii. Știi, are și asta o logică, pentru că sigur că zorii se revarsă când cântă cocoșul. Cocoșul din gospodărie, ăia adevărați, care acum s-au denaturat și cocoșii. Cocoșul din antibiotice. Da, deci netranchilizați, să le zicem așa, și nehormonați. Cocoșii din gospodăria țăranului român sunt cei care așa au fost lăsați de Dumnezeu, ei să dea tonul, știi? Vezi, cocoșul cântă, partea masculină până la urmă, știi? Oare nașterea asta, retrospectiv, e o răscumpărare a păcatului lui Petru care s-a lepădat tot pe la cântător, oare? Da, poate fi o legătură și cu asta, uite, nu m-am gândit. Nici într-adevăr. Vezi că, uite, în zorii zilelor atunci se întâmplă cele mai...
Da, uite, un reper foarte important. Chiar mărturisesc că nu m-am gândit până acum, că așa zice Domnul Hristos, zice, înainte de a cânta cocoșul, a, poate, uite, vezi că el se leapădă înainte de a cânta cocoșul, adică înainte de zori, în întuneric, că mintea lui era în întuneric, era ținută de frică, mintea lui Petru, ținută de frică, de neîncredere, de nedumerire și atunci s-a lepădat. Dar în momentul în care cântă cocoșul, trezirea, se trezește și zice că Petru a plâns cu amar. Uite, asta e ideea, știi? Petru, piatra, da, piatra, da, 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 temelia, da, da, credinței. Zice, când a auzit cocoșul cântând, zice, și-a adus aminte de cuvintele Domnului și a plâns cu amar. Uite ce frumoasă interpretare. Îți mulțumesc frumos, dacă... acum era o glumă, știi, asta e glumă, poate nu-i potrivit să o facem, dar pentru că suntem la tine în emisiune, așa, între noi, între teologi, când eram mai neastâmpărați, mai așa, era o vorbă, zice, că, de fapt, Petru s-ar fi lepădat de Domnul Hristos pentru că i-a vindecat soacra, știi? Era, da. Și aici am... Da. Ai zis că e o simplă glumă, să ne ierte vii la Dumnezeu. Nicu că... Bendea care să ne ierte, da. Nicu Bendea care e cu bună dispoziție și așa. Și eu am, din Evanghelie am luat și eu chestia asta cu soacra lui Petru, care era scuturată de friguri, nu? Da, da, da. Și a vindecat-o Mântuitorul și ea a început să le servească la masă, așa, așa, așa se spune. Și a continuat, da, cu o glumă și între timp bombănea. Și la varice nu s-a putut uita. Nemulțumirea eternă, nu a numai omului, a femeii, a ființei umane. Așa, da, așa. Oricât îți dă Dumnezeu, oricât de mult faci, oricât... Picul ăla. Da, orice evidență, domne, dar mai e ceva, știi, plin sacul, dar uite, zice, aici mai încăpea un pic, dacă era. Asta suntem noi oamenii, știi, ispitiți de nemulțumirea asta care ne roade viața și bine zic că ne roade pentru că nemulțumirea este cea care anulează bucuria. Și uite că eu am stat așa și am tras o concluzie, Nicu, pentru că și tu ai copii, văzând-o pe cea mică, pe Justina mea, și am zis, măi, de unde vine nemulțumirea? De unde crezi că vine? Din abundență. Știi? Din prea plin. Da, din prea plin. Adică dracu a zis în felul următor, a zis, băi, nu mai dăm omenirii războaie și așa și neajunsuri, știi, să foamete pe pământ și celelalte. Le dăm ispite. Le dăm ispite. Tentații. Adică să aibă încât să nu se mai poată bucura, știi? Și am văzut că Iustina, din dragoste, nu vrea ceva, primește de toate, știi? Și nu mai știi, e plină de jucării încăperea. Și stăteam cu soția și zic, mă, copilul ăsta nu se bucură de jucăriile, ce se întâmplă, știi? Noi aveam două jucării și ne jucam cu ele. Și zic, ia stai să fac un exercițiu. Și le-am luat și le-am mutat la mansardă, acolo unde intră poate de doar o dată pe săptămână, știi, cea mică. Și am răsat doar câteva jucărioare. Te rog să mă crezi, a început să se joace cu ele. Și probabil că și Dumnezeu a văzut abundența asta și a zis, mă, ia mai puneți frână, că uite, voi sunteți veșnic nemulțumiți. Mă înțelegi? Adică moșul meu și ai tăi, bătrânii noștri, aveau un rând de haine de biserică și unul de lucru, știi? Noi acum avem de numai în cap dulapurile și dacă vrei să le dai, n-ai cui să le dai, că ceilalți au. Toți au, știi? Bun, cu hrana zic la fel, cu toate celelalte. Și eu cred că asta e ispita veacului nostru, în care abundența, practic, ne duce la această stare de nemulțumire prin care ne pierdem bucuria vieții și a trăirii. Da, uite, că avem la îndemână postul, avem la îndemână diferite mijloace, da, ca să ne, un să ne mai echilibrăm. Un post ușor, e un post al bucuriei până, da, la urmă. A, e un post ușor. De ce e ușor? Pentru că dacă îl înțelegi în dimensiunea lui adevărată, nu într-o dimensiune, cum să zic, militarească, știi, ca zonă. Băi, asta trebuie să fie, n-ai voie să te atingi de carne, de brânză, de ouă, nu. Postul trebuie înțeles ca o declarație de iubire față de Hristos. Pentru că de unde pornește treaba asta? Numele Dumnezeului nostru este iubire, știi? Și s-au întrebat mulți înaintea mea, de ce împăratul Universului a venit în lume să-l împace pe om cu Dumnezeu, adică să facă împăcarea asta, să refacă legătura dragostei, de ce a venit sub formă unui prunc plăpân? Știi că el putea să vină ca împărat, ca rege. El a creat totul, îți dai seama. Putea să vină cu sfinții îngeri, în slavă, în măreție, încât toată lumea să se dărâme, să stea la pământ, să se închine, să nu cârtească niciunul. Stai să-l vezi pe Dumnezeu în slava lui. Zice că numai un înger, dacă l-am vedea în slava lui, n-am putea să trăim, că de bucurie inima noastră ar ceda, zic sfinții părinți. Părintele, știi? Cleopa, da, da, insista pe tema. Exact. Și atunci uite că Dumnezeu vine în lume scump, sub formă unui, sub chipul unui prunc plăpând. De ce? Am stat și m-am întrebat și eu, s-au întrebat și alții și au zis, păi de ce? Pentru că în momentul în care vezi un prunc, te îndrăgostești de el iremediabil. Știi și tu mai bine decât mine, când îți vine mogăldeața aia în familie acolo, îl vezi cât e de curat, de sfânt, de... Da, ești dispus la orice, înțelegi? Nu dormi nopțile, nu mănânci, nu asta, nu asta, ești dispus la orice efort, știi? Ei, și uite, ăsta-i postul, știi? Când știi că îți vine pruncul și te îndrăgostești de el și zici, băi, pentru noi s-a născut, zice Colinda, pentru noi s-a născut prunc tânăr. Astăzi pentru noi s-a născut Hristos. Și atunci, din dragostea asta pe care o ai, de aici trebuie să izvorască postul.
Zici, bă, păi stai un pic, dacă am dragostea asta, nu mai mănânc atâta, renunț și eu fac o jertfă, știi? Dacă am dragostea asta, simt nevoia să, dacă cu cel pe care îl iubesc, să vorbesc, asta e rugăciunea, știi? Păi dacă am dragostea asta... Să stau lângă el. Da, stau lângă el și uite că sunt părinți în Sfântul Munte care nu dorm o lună întreagă, nu închid un ochi. De ce? Din dragoste de Dumnezeu, în priveghere, ca să, exact ca și cum ți-ai crește copilul, știi? Și care stai tot timpul acolo, te uiți, ești uimit de el, ești așa. De aia colindăm viflaime. Da. Viflaime. Unde a venit? Nu l-am primit în casele tale bune. Da, aici iarăși eu ispita veacului în care trăim și eu de fiecare dată, la fiecare Crăciun, trag semnalul ăsta. Pentru că zic Sfinții Părinți că dracul nu are alt interes, sau interesul lui, mai corect spus, nu este de a anula lucrurile, ci de a schimba sensurile, știi? Mă înțelegi? Adică el destul de deștept să nu ni se arate să zică, nu mă, nu există Hristos, ce, nu-i problemă, îi schimbă sensul, știi? În loc de, ai văzut, în loc de Christmas, adică masa cu Hristos, îți spune un X, știi, X-mas, mai înțeles? Adică vine dracu și schimbă sensurile, zice, bă, lasă-mi pe Hristos, că nu-i treabă, cum, păi, dar-i sărbătoarea lui, mai înțeles? Bun, după aceea vine și schimbă sensurile și zice, lasă-mă, nu vă preocupați voi de interiorul vostru, de lumina din interior, de sufletul vostru, că vă pune primăria lumină, este cât vreți, nu-i problemă, știi? O altă schimbare de sens. Acum, nu sunt habotnic și nu zic că asta ar fi rea, numai că aia trebuie să fie pe locul 2, locul 1 trebuie să fie interiorul din lumina din sufletele noastre. După aceea vine și zice... Lasă-mă, important e ce puneți pe masă, nu ce aveți voi în suflet. Cum e casa să fie curată, cum să fie bucate. Să... Și românii și oamenii săraci, ei nu mai au timp să zică, mă, ce se întâmplă la sărbătoarea asta? Păi stai puțin, că e un dar ceresc, vine Hristos spre sufletul meu. Păi ce trebuie? Eu trebuie să mă preocup de sufletul meu, să văd cum îl înfrumusețesc, cum îl împodobesc, cum îl luminez, cum îl curățesc. Cum îl sfințesc, că nu pot să-l primesc pe însuși Dumnezeu oricum în sufletul meu. Nu își mai pune nimeni problema, știi? Problema e supermarketul, cum intrăm, certificat verde sau roșu. Lista, dacă, să, bifăm, lista să bifăm. Și tot timpul uităm mazărea și... pentru băf. Da, Nicu. Și ne trezim că suntem cei care, fără să ne dăm seama, știi, într-o înșelare din asta adevărat, în care suntem asemenea celor din Vifleem. Că vine Hristos, bate la ușă, zice, nu pot să te primesc, lasă-mă, n-am timp de rugăciune, n-am timp de spovedanie, împărtășanie, lasă-mă să le fac în fugă, n-am vreme de trebuie, n-am timp de meditație, știi, de interiorizare, de liniște, de pace, că Harul lui Dumnezeu vine acolo unde e pace, știi, zice, nu, n-am vreme, am alți oaspeți. Ce oaspeți? Păi trebuie să uite mazărea pentru beof, trebuie să dau cu aspiratorul acolo, mi-a rămas sus pe dulap că n-am ajuns, nevastă, vin imediat așa, mi-a făcut asta. Și atunci suntem ca și cei din Vifleem, știi, în concluzie, spun cum bine ai punctat, în care măcar ei săraci n-au știut. În casele tale bune. Da, da. Să alegem o strofă. Da, alegem o strofă, dar să nu fim ca și ei. Să nu fim, înțelegi, da. În ideea asta. N-ai știut tu, Viflaime, cu câtă dragoste vii, cea mai sfântă între fecioare a Domnului născătoare. Cea mai sfântă între fecioare a Domnului născătoare. Am ales-o pe asta cu dragoste, știi? Pentru că asta e tema centrală, practic, a relației noastre cu Dumnezeu. Și de acolo, din izvorul dragostei, a legăturii noastre de dragoste cu Dumnezeu, de acolo trebuie să pornească toate. Că asta e temeria până la urmă. Dacă nu, restul e artificial, știi? Deci dacă n-ai iubire, zice Sfântul Pavel, n-ai iubire, poți să vorbești în toate limbile pământului. Nu se folosește nimic. Nimic, zice, poți să dau trupul meu să fie ars. Nimic nu folosește dacă dragoste nu am. Dragostea, toate le rabdă, toate le crede, toate... Și asta e chemarea sărbătorii în principal la care trebuie să accesăm fiecare. Și până la urmă, dacă, vezi, exact, dăm click, modern vorbind, știi, pe dragoste, dacă dăm click pe dragoste, sărbătoarea ne este de folos, că ne schimbă ființial. Până la urmă și ca colinda, nu? E tot o reflexie a dragostei. Mergeai cu colinda când erai copil. Hai, dar cum? Nu mă opream, mai bine zis. Zicea mama bătrână, Dumnezeu să o odihnească. Zice, lasă-mă, copile, că ți ajungi amu, zice, nu? Bai, că mă mai duc o dată. Bunica din Filea. Bunica din Filea, dacă acolo am crescut la bunicii materni. La Filea de Jos, unde e raiul pe pământ, a fost și în continuare, zic eu, doar că s-au schimbat și acolo lucrurile. Dar încă mai regăsim. Da, sunt foarte trist că... Mirosul bucuriei. Da, sunt foarte trist că legat de sărbătoarea asta, știi, românul a trecut din teren în tribună, îmi place mie să spun treaba asta, știi? Că fac o comparație ca să înțeleagă toți. Deci, înainte, în veacurile dinainte, ce se întâmpla?
erau jucători activi. Toți oamenii din sat, când eram eu acolo. Măi, începeau copiii, așa, se implicau în sărbători. Da, da, dimineața. Exact. Veneau după colaj, cu traiște, și eu mergeam și așa, goleai, cât ai primit, cât ai așa. Nu le ziceai mare lucru, ideea era, noi ieșim, Dumnezeu intră. Asta e, ca la voi la moți, minunat, mi-a plăcut cel mai mult, atât de profund e lucrul ăsta, știi? Duci colindul și acolo unde se colindă sau colinda, acolo practic intră Dumnezeu. Era dimineața ajunului, nu zicea mare lucru. Ne uitam la traiste să ne bage acolo ceva. Da, da, da. Și la sfârșit ziceam, cu pizzera aia, da, da, frumos făcut, unchiul Beni mi-o făcea, dintr-o tufă înghețată. Te trebuiai de câini? Nu, nu, că tata era directorul școlii. Nu ne temam nimic când era tata lângă mine. Nu de câinii de la Dinamo. Oricum, aia nu mai bat pe nimeni. Bat, ideea asta de a bate și... La noi, la așa deal, se spune, la, da, da. Ce bate câinele, ce bate, da, câinele. Da. Vezi pe cine bate câinele, da, da. Ce frumos. Deci erau copii dimineața, colindam și... După ce veneau tinerii și... Îi așteptam noi, stăteam acasă și așteptam. Nu știam că deja ea s-o asocia să vină grupul de colindători. Vestea bună, bucuria. Iar spre dimineață mergeau bătrânii satului. Mergeau bătrânii satului. Deci asta vreau să spun, erau implicare activă, știi? Acum, la mare. Da, acum tehnica modernă ne-a dus în tribună, știi? Ne place să stăm și să privim, dar să nu ne implicăm. Nici măcar arbitrii. Da, nici măcar arbitrii, da. Știi, băi, nu ne implicăm. De ce? Băi, am zis, a fost la colindat, vorbesc și eu cu prieteni. Ce? Nu, dar pe așa fain a fost la televizor. Măi, într-adevăr, dar una este uiți la televizor la colinde, cum a fost frumos, da. Artiști sau cine, colindători, vin, posturile de televiziune, dau. E bine, slavă, și asta e bine, nu e rău. Dar nu-i destul, asta zic. Deci nu-i destul. E una să te uiți la meciul de fotbal din tribună, da? Și alta să fii în teren. Acolo ți aduce beneficiile. Asta zice fotbalistul din Marius Ciprian Pop. Da. De ce ai abandonat cariera de fotbalist? În loc să am un tricou pe spate. Vrei să... MC Pop, da. MC Pop. Da, uite că ăsta e corect la, da, MC Pop. De MC Pop. Tu le știi pe toate, ce state de plasă, de plată. Din păcate semnez, dar nu încasez. Sau încasez virtual. Măi, Nicu, știi ce se întâmplă? Așa a fost voia lui Dumnezeu, știi? N-am renunțat în sufletul meu, pentru că... Dacă vrei să spun deși așa... Deși fizicul acum e spre rugby. Da. Hai să zicem spre sumă, ai fost drăguț. Acum ești la grămadă. Pe ce poți juca? Pe ce poți activa? Eram fundaș stâng și fundaș central. Depinde de cum se preconiza. Deci și... alergai, cam da. Alergai. Da, erau, alergam, eram muncitor din calea afară și îmi și plăcea să coordonez așa situația. Și nea băgă, cum îi zicem noi, antrenorului Ionel Băgăreanu, avea niște perspective foarte pozitive pentru mine și așa, dar na, a venit ideea asta cu ideea, a venit chemare de la Dumnezeu, știi, cu că nu ți-or putut duce părinții teologice. La Felix, ți-or dus la mănăstire. La mănăstire, da, de mă duceam să mă scald, mă făceam înotător. Așa că m-a dus într-o altă baie de har, știi, la Sucevița, prima mănăstire pe care am vizitat, la Moldovița, în cerere tare, pe care am vizitat-o și, într-adevăr, acolo, intri așa într-o baie harică, știi, într-o revărsare de haruri peste haruri și n-am mai vrut să plec de acolo, știi? Mănăstirile astea, cum zicea noi, ca nu-ți uita ideea, să bag și o idee inteligentă până în care intri în lăturiș cu ușile mici față de catedralele monumentale din vest, știi, la noi în istorie, în religie, se intră în lăturiș. Da. Dar și când ai intrat, intri în baia de lumină. Absolut, da, intri în rai. Acum, asta cu intrarea mică, zice, care explicați în tot Orientul, legat de faptul că odată are o explicație duhovnicească și anume că trebuie să te pleci, să te reconsideri, să te regăsești ca să intri într-un spațiu sacru și mai are una logică, am aflat-o la Ierusalim, în care zice că fiind foarte mulți invadatori pe acolo, aveau păgâni fiind, deci necreștini, aveau interesul și plăcerea asta de a intra cu calul, știi? Înțelegi? Vezi că și Mahomed zice, din pristolul de la Roma o să dau calul lui, bă, știi? Și atunci, ca să nu poată intra cu calul în spațiile sacre, făceau ușa mică, să nu încapă călare pe cal, știi, triumfal. Și o zice, bă, vrei să intri, lasă calul afară și intră tu aici și te închină sau fă ce vrei, știi, mă înțelegi? Și cred că asta a fost și în mintea lui Ștefan cel Mare când a zidit, a zis, mă, vin, tătari, turci, mic. Mic, dar mare, știi? Era mai mic, dar mare. Și atunci revenim la idee, da, Nicu, așa s-a întâmplat. Asta a fost voia lui Dumnezeu. Sigur că îmi pare rău că n-am ascultat de îndrumătorii mei de atunci care au zis, băi, faci studii, dar tu te joacă fotbal, că nu e niciun păcat, nimic. Știi? Toți în jură pe teren, că măcar au zis, Doamne, ajută și ne calificăm. Să știi, da, să știi că am avut experiența asta că
bine, neoficial, am continuat să joc chiar și în București, fiind până când m-am mutat la Cluj și aici. Era mai greu cu reverenda după aia, păi, cu sultana. Nu, acum știi cum nu haina face omul. Sultana nu port, sultana nu port că nu-mi place, sau cum să zic, mă gândesc tot timpul la o glumă pe care am auzit-o în Maramure, știi, zis că a venit cineva și a pus ceva în buzunarul părintele. Ce vă rugați pentru noi? Ce a spus? Și zici că suntem cu glumele, măi, acum cred că publicul tău nu se supără pe mine. Transgresăm. Și zice, părinte, am pus și eu 50 de lei să ne vă rugați, măi. Și zice, păi, dar de ce a spus 50 de lei? Păi așa m-am gândit. Și zice, dar știți cum se numește haina asta? Păi da, sutană. Sutană. Păi sutană de la sută. Discutăm. Știi, da, înțelegi. Nu, e o simplă glumă. Adică nu. Și atunci, în contextul ăsta, eu nu port sutană, dar nici nu judec pe cei care poartă, că bine facă bine, poartă. Bine, și 50 de lei. Eu sunt așa mai, cum să zic, mai îngăduit. Nu sunt preot adevărat, știi, 100%. Păi, deci asta, deci fotbalul l-ai lăsat un pic, ai intrat la seminar în Cluj-Napoca. Da. Am făcut seminarul aici, am facultatea și pe când mă pregăteam de facultate a venit și treaba cu partea artistică la care n-am visat și nu m-am gândit niciodată, știi? Din facultate ai început? Anul 5 de seminar eram și au vrut să mă dea afară. Că... Părintele Pânzaru sau ce? Părintele era duhovnicul meu, nu el, lui îi plăcea ce. Am zis una de aia de-a noastră, știi? Lui îi plăcea, a fost preot foarte mult în partea Harghita și Covasna și el înțelegea altfel dimensiunea asta mărturisirii identității neamului, că de fapt despre asta era vorba. Dar la mine a fost altă poveste, știi, că să vezi cum lucrează Dumnezeu, că profesorul de muzică, părintele Stanciu, cred că știi, Vasile. Ce, măi băiatule, măi băiatule, ce tu ai voce frumoasă, dar n-auzi bine. Păi și zic, ce să fac, părinte? Vreau, știi? Ce să fac? Ce, du-te la cantos, ce faci acolo cu pianul, cu domnul Boldor aici, la Cluj, Dumnezeu să-l odihnească. Vasile Boldor, la școala populară de exact, muzică. Da. Și zice, du-te, faci acolo, ce se îndreaptă auzul. Mă duc acolo și Boldor, după vreo 3 ani de canto, în care eu făceam de la și mă vedea mare pe scenă. Bas bariton. Da. Și așa, domnul profesor, supărat într-o zi, zic, de ce este supărat, domn profesor? Ce, păi uite, un concurs la Sibiu, nu avem pe cine să trimitem. Era 96, știi, relativ legat, aproape de Revoluția anii 90, tinerii nu erau ca și acum, știi, cu folclorul. Era o chestie anacronică. Băi, cântăm populară, nu. Avem alte orientări, așa, spre vest. Și zic, păi, domn profesor, mă duc eu la concursul ăsta, că auzisem eu că-s niște premii acolo, știi? Și eram așa și, măi, n-aveam bani. Mama săraca, contabilă, era așa, aproape de concediere. Și zic, ce bucurie le-aș face părinților să le spun, mamă, îmi plătesc eu ce am cheltuie legate de bacalaureat, de costum, de poze, de toate celelalte. Mă duc acolo și la Sibiu, concursul, dar eu fără să știu, nefiind în domeniu, cel mai tare din țară, știi, Cindrelul Junii Sibiu, concursul numărul 1 pe vremea respectivă, vreo 70 și ceva de candidați, se face preselecție, rămân 12 în finală, printre care și eu, știi? Președintele juriului, doamna Marioara Murărescu. Eu când mă uit, camere, ca și aici, măi, oameni muzic, de-am venit să cânt aici, da, uite, sunteți, super, da. Știi? Și era 96. Și zic, doamnă, vă rog pe mine să nu mă filmați, știi? Eu numai să mă aud. Da. La care doamna zice, ești un prost, cum n-am mai văzut, zice, toată țara își dorește să cânte în Tezaur vor pe tine să te filmezi, da. Cum să... Eram la prima apariție. Și zic, doamnă, dar uitați, eu vreau să mă fac, 17 ani aveam, nu, 19, așa. Zic, da, zic, vreau să mă fac preot, uitați, știți, și nu vreau, am venit nu aici numai... Nu-mi stric imaginea. Da, nu-mi stric imaginea. Da. Da. Doamna zice, stai liniștit, eu sunt fică de preot, ai încredere în mine. A făcut o prezentare în care a arătat ea cât a putut în prezentare, așa, și cât am putut eu să înțeleg. Că de fapt cei care au promovat folclorul, primii ca intelectuali, au fost preoții din parohii și cântinda bisericii și tradiție și identitatea neamului și toate celelalte, cântecului popular. Și mă filmează și mă dă la televiziune, îți dai seama. Eu vin acasă, zic, tată, o să fiu la televizor. Zice, mai nenorocit. Zice, mai cu fotbalul, așa? De la fotbal ai trecut, acum te duci la televizor, ce să mai înțeleg de capul? Zic, nu, dar nu mi-am dorit, uite, mi-am explicat, bun, zice, da, că nu mai iau după tine, Ciprian. Și într-adevăr, ori de maximă audiență, știi, și la Tezaur Folclorii, când nu erau alte televiziuni decât asta, vedea toată țara, apare la televiziune. Băi, și-a venit un val de invidie, cum nu s-a mai putut a doua zi lunea. Hate. Da, directorul de acolo, face un consiliu, te dăm afară, părintele Lazar, Dumnezeu să-l odihnească, știi? Măi, omule bun, după 5 ani de seminar, că nu a fost ușor și așa mai departe, cum să mă dai afară, că... Și îmi șoptește cineva. Cine și zice, du-te până la înaltul Bartolomeu.
Păi stai, când te gândeai numai cum își încruntă, spui, ce să mai merge? Era la etaj, da. Acolo în curte. Zice, du-te că n-ai nimic de pierdut. Acum, zice, nu mai sta până nu se face ședința. Mama mia. Mă duc, aștept acolo, locul la Dumnezeu, știi? Și intru plângând. În alt pres, el mă cunoștea în altul pentru că m-au zis la o sărbare de Crăciun, asta se întâmpla în mai, deci înainte de bac. M-au zis de Crăciun și au plăcut cum am cântat. În catedrală? Da. O colindă și zice, l-o trimis pe părintele Gavrilă, așa zice, ai grijă de băiatul ăsta, că am are nevoie de un diacon. Are altă voce catedralei. Da, zice, iei diacon alături de tine. Și vreau mi-a spus, zice, băi, vezi că o pus în altul ochii și să fii cu minte, să aia, ai nevastă. Ai nevastă. Știi vechea poveste? Da. Vezi că dacă zice în altul trebuie să te însori, am zăpăcit-o pe nevastă mea, știi, eram prieten de atunci, actuala mea nevastă și... O salutăm pentru răbdare. Da, și o felicităm, săraca. Nu știu de ala ce se înhamă. Nici nu am știut. Știi, și m-am dus la altul și zice, a, te știu, zice, tu ești Ciprian, ce, cânti frumos. Zic, da, am făcut o boacănă și vor să mă dea afară. La televizor. Am cântat la televizor. Ce ai cântat? Păi zic, cum să... Chiar cântă, ce ai cântat? Am cântat piesa, era o piesă de la Sotelecan, știi? Păi, dar foarte frumos. Și zice, dar ce? Păi zic, uitați, la Tezaur m-a filmat doamna și vor să mă dea afară. Că... Păi cum să te dea afară? Păi zice, da, și ai mai cântat altceva? El era nedumerit, știi? Nu, dar au zis că nu se potrivește popă să cânți pe scenă. Ghilimele, așa a zis părintele Lazar, Dumnezeu spune, nu se poate, știi? Că l-ai cunoscut, profesor de greacă și la tine și vorbea un pic nazal așa, nu se poate, popă să cânți pe scenă, nu se poate, nu se poate, du-te la cântări. Părinte, stai! Cum anicul, real, da? Da, așa. Și zice, în altul Ciprian, stai jos. Am stat acolo, i-am cântat ce am cântat și mi-a explicat... Avea un col? Nu. Nu l-am văzut. N-am zis că nu avea, dar nu l-am văzut. Bun. E anuanța pentru că a fost cel mai frumos mitropolit pe care l-am cunoscut în viață, un sfânt în viață. Am avut privilegiu, și asta mi-a asumat public, să mă întâlnesc cu câțiva oameni pe care sunt sigur, cu inima mea spun asta, nu cu mintea, că sunt sfinți înaintea lui Dumnezeu. A fost înaltul Bartolomeu, părintele Iustin Pârvu, printre ei pe care i-am cunoscut. Preasfințitul Vasile, da. Deci oameni, binecuvântări. Și uite, mai nou și Preasfințitul Gurie, te rog să mă crezi. Eu cred că de asta a și plecat Preasfințitul Gurie, pentru că Dumnezeu s-a îndrăgostit de frumusețea sufletului lui și a zis, îl vreau aici. Gata, ai făcut la Deva, a făcut o mișcare duhovnicească, numai atât îți spun. Când a mers el acolo, la slujbele de duminică în catedrală, erau trei credincioși. Preotul care sluja, doi la strană și cam atât, înțelegi? Și acum, într-o slujbă de peste săptămână, sunt cel puțin 200 de oameni în catedrală din Deva, care vin de peste tot, din toate. A dus duhovnici acolo, vestiți părintele Andrei Coroian de la Nicula, care a fost tareț, și alții împreună cu dânsul, și au făcut o mișcare duhovnicească în care se construiesc, cum zicea primarul de la Deva, centre de cămin, de copii, deși partea socială a dezvoltat-o într-un mod extraordinar, dar mai mult decât atât a zidit biserica din sufletele oamenilor, ceea ce e lucru cel mai important, că zice părintele Arsenie Boca, că cea mai plăcută biserică înaintea lui Dumnezeu este cea formată din inimile oamenilor legate între ele cu mortarul dragostei. Și asta e biserica adevărată, până la urmă. Deci tot despre iubire. Închei paranteza și mă întorc. Și a zis în altul, zice, spune-i la părintele director că eu ți-am dat binecuvântare să cânți, zice, da, am o condiție, auzi. Zice, să nu te îmbeți, nu zice să nu bei. Știi, cam băuși noi o pălincă așa. Dar să nu te îmbeți, să nu pipi. Zice, ai prietenă, ai iubită, am. Să n-aud că umbli cu alte femei. Mi-a ajutat Dumnezeu, le-am păzit. Măi, dacă îmi dădea și canonul ăsta cu mândria, știi? Era minunat că ăsta e păcatul cu care mă lupt foarte, foarte mult. Știi? Mândria. Da, cel al mândriei. Că e un păcat atât de subtil, știi? Și al, cum să zic... Nu știu, mândria merge cu mulțumirea, cu, nu știu... Merge, ea se hrănește din multe, dar e foarte subțire poșghița. E subțire, Nicu, dar te duce jos de tot, mă înțelegi? Pentru că în momentul în care nu ești atent cu ea, deja ți se pare că ești altceva decât ești. Și ea merge înaintea căderii, nu? Da. Și apoi după aia te miri că de ce s-a așa de mir. Absolut, da. Că mândria, spun tuturor și Antonii, spun și tinerul în general, știi că eu-i spornița și zic, mă, nu că n-ar vrea Dumnezeu să vă ajute, dar ăsta e un zid pe care voi îl ridicați cu mândria între voi și Dumnezeu. Că Dumnezeu e smerenie absolută, uite. El care e împăratul Universului vine și se naște unde?
putea oricum, îți dai să putea să-și facă un palat, adică într-o secundă, putea din cer, dacă vrei, miracole și minuni. Nu a fost el ispitit să facă templul. Absolut, da. Nu, da, și a venit, unde se naște? Se naște în iesle. Într-o iesle, de, vezi, deci câtă smerenie. Doarme toată viața, da. Trăiește pe unde apucă, da, și da. Moare pe un lemn pe cruce. Absolut, da, da. Câtă smerenie. Suprem de smerenie. Și atunci, noi nu suntem atenți, știi, și neasemănându-ne cu el, că asta e chemarea omului pe pământ, să se asemene cu Dumnezeu. Zice că Dumnezeu, acum la Crăciun, un Sfânt Părinte, Marco Ascetul, mi se pare de atât de frumos, dă o definiție, zice că la Crăciun Dumnezeu se face om ca noi, ca pentru ca noi, oamenii, să te facem Dumnezei ca și El prin Har. Ce mai colindă? Da. O strofă. Păi să zic, prima colindă pe care m-a învățat moșul meu, și aveam 3 ani și jumătate, așa ca și Iustina, și zice, hai dragul moșul, să te învăț o colindă, nu? Mă învață el colinda și îți dai seama că e foarte multă metaforă acolo și eu n-am înțeles nimica, pentru că zice, vine Crăciunul bătrânul să mai dea la boifânul. Eu nu știam că, așa, când vorbești despre Crăciun, Crăciunul e un personaj, știi? Adică un om, un bătrân, care vine și dă. Eu știam Crăciunul sărbătoarea. Și atunci ziceam, bă, cum să dea Crăciunul boi, nu, la boifân, nu înțelegeam. Află ieslea luminând din cociun, făclii arzând, din grădele luminele, din păițe luminițe. Și în floarea fânului și de Maica Domnului, știi? Și eu când am zis, află ieslea lumină și zic, colindam acolo, știi, și zic, m-am oprit și zic, moșule, dau lua foc pe iata, știi? Și o zic, lasă, dragul moșule, că înțelege tu mai încolo. N-am înțeles nici acum, pentru că te rog să mă crezi că cel mai mare efort pe care îl fac este să găsesc lumină în sufletul meu, știi? Lumină care nu mi-aparține, ci lumină pe care o aduce Hristos și sărbătoarea nașterii Domnului. Și le spun tuturor că sunt trist de fiecare dată, pentru că e o discrepanță majoră între luminile exterioare, de pe stâlp, de pe clădire, de pe balcoane, de pe tot, și luminile din sufletele oamenilor, știi? Adică am făcut și acum o comparație aici în Cluj. Măi, fantastică, bravo, domn primar, felicitări, minunat, slavă lui Dumnezeu. Deci nu criticăm, e bine că se pun luminile alea, măcar alea să fie, știi? Dar la volan, oameni cu fețele căzute. Și e cum să spun... E înfiorător, ăsta e cuvântul, mă înțelegi? E o discrepanță, e o contradicție atât de mare. De exterior și da. Interior. Sunt copii pe acolo prin târgul de Crăciun, care se bucură, nu știu ce, sar așa, dar adulții, păi mă, de ce să te temi? Sau de ce să fii îngândurat? Că până la urmă, venirea lui Hristos ce înseamnă? Înseamnă cel mai mare act de revărsare, de iubire peste lume, inclusiv peste tine, că faci parte din lume, peste sufletul, peste casa ta, peste... De ce? Care culminează cu faptul că și moartea nu-i mai moarte, că e viață. Îți dai seama că noi ar trebui, deci când vedem luminile astea de pe clădiri, ar trebui să sărim numai de bucurie în sus. Chiar uite, la semne fizice. Da, apropo de, nu știu dacă ai văzut pe internet, este o filmare, că mi-a venit în minte acum, de Paște, un preot rus, știi, mă, ăsta a luat cădelnița și a început să fugă și să sară prin biserică cu ea. Știi, și a fost virală. Un dans. Da, un dans. Și toată lumea zicea, băi, un preot de... Nu, mă, asta e nebunie pentru Hristos. Deci atât de mult s-a bucurat preotul ăla de învierea lui Hristos, încât uite, așa s-a manifestat, știi? Bun, hai să ne ajungem acolo. Dar măcar să fim mai îngăduitori, mai buni, mai plini de zâmbetul pe față, lumina, adică lumina din interiorul nostru. Și atunci mă întorc la colinda asta pe care moșul m-a învățat și spun că cel mai mare exercițiu pe care îl fac acesta este de a încerca să găsesc lumină, știi? Nu numai pe stâlp, ci și în sufletele oamenilor, de a aduce lumină. Hai să zic o strofă, să vezi ce frumoasă e. Vine Crăciunul bătrânul, vine Crăciunul bătrânul, să mai dea la boifânul, să mai dea la boifânul. Află ieslea luminând, află ieslea luminând, din cociun făclii arzând, din cociun făclii arzând. Din grădele luminele, din păiță luminiță. Și în floarea fânului. Da. De ce? Care era explicația? Că doar nu ardea fânul ăla, dar era lumina din sufletul omului. Atâta bucurie avea în suflet, încât toate le vedea luminoase. Și cred că acesta trebuie să fie un exercițiu pe care trebuie să-l facem fiecare dintre noi. Măi, noi suntem într-un cont de umbră ca societate, la nivel mondial în general. Uită-te să vezi câtă reclamă se face dracului, răului, mă înțelegi? Spre deosebire de cei bătrâni ai noștri care, tu ți-amintești cum era în sat, chiar dacă aflau ceva rău,
zicea un șoaptă numai el, da, cu nevasta, da, să nu afle nimeni, știi ce? Bă, știi ce-o pot, ce-o prima făcut? Prima dată analizau, a, prima dată luau. Nu, la noi ce se întâmplă? S-a întâmplat un rău? Măi, toate post, toate ziarele, toate uiți, 90%. E, în altul Bartolomeu trăgea un semn de, într-o predică la Nicola, știi, din 2000, nu mai știu, 2004, ceva de genul ăsta, și zicea, de unde atâta poluare sufletească? Că de fapt asta e o poluare sufletească, știi, pe care o facem fără, în mod gratuit, noi celui rău, satanii, noi facem reclamă, știi? Mă, în sat 100 de oameni, care săraci își văd de casa lor, trăiesc așa. Dacă unul calcă strâmb, apoi pe ăla arată toată lumea. Uite ce au făcut ăla, știi? Ăla expus. Nu se poate. Și atunci, vezi că sărbătoarea e și o resetare din aceasta, trebuie să fie o resetare, dovnici, ca la și la calculator, știi, în care zici, băi, stai un pic, stai un pic, hai să vedem, nu mai vedem rău din lume, nu mai facem reclamă, zice românul, ducă-să pe pustie, știi, nici nu-l pomenești, nici nu vorbești despre el. Te rogi pentru cel care a făcut rău, dar nu-l mai pomenești, nu-l mai aduci în actualitate, știi. Dacă am ajunge la dimensiunea asta, să știi că atunci ar fi mult schimbată fața întregii lumi, în general. Pentru că uităm că suntem creștini și, măi, prima regulă a creștinismului este nu judeca pe nimeni. Mai presus de tot, ai o bine condiționat pe toată lumea. Uite, sunt ca și regulile de circulație. Și noi le încălcăm din start. Dimineața ne-am trezit, am deschis televizorul, e judecată maximă, știi? Ăia judecă pe ăla, l-au făcut, l-au dres, l-au furat, l-au mințit. Mai puțin netisandu la horoscop, acolo ne zice de bine la toți. Da, și... Da, și... Hai că eu fără să-mi dau seama acum, dar n-am vrut să te acuz pe tine, că tu faci de drag așa și de bucurie ceea ce faci, da, nu e o problemă, că problema e că în momentul în care faci haz de necaz, mai, cum să zic, mai ai o scuză, știi, adică încerci să aduci dintr-un cont de umbră într-un cont de pozitivitate, adică din ce e rău tu să faci bine, cum faci la demersul pe care îl faci. Și îți ajute Dumnezeu și reușești. Dar în momentul în care faci cu răutate și cu... răzbunare, da, cu ranchiune. Da, cu... Da. Vezi că și în lumea satului românesc era un haz de necaz făcută. Odată, ciofală. Da? Și odată pe an să urcau pe sus, pe înălțim, știi, și zicea, da, ca să râdă. Bă, ai auzit că el a fost și-o găsit ușa încuiată. Satul știa despre ce e vorba. Dar era și un sentiment de purificare, că prin asta se și purifică oarecum societatea, știi? Pentru că demaști răul, îți bați joc de el, că asta faci tu. Și l-ai anihilat. Și l-ai anihilat, știi? Asta e una. Dar în momentul în care tu îi faci reclamă, adică nu zici, bă, uite ce și cum, și cu răutate, și să vină de aia, să-l facă aia, să-i facem. Nu se poate. Deci e altă dimensiune. Și ai terminat și seminarul, ai luat binecuvântare să și când să nu duhănești. Dar să nu duhănești, ce fain. Facultatea... Tot aici, tot la Cluj, 5 ani, da. Și după aia ai trecut un pic pe partea pedagogică. Ai fost și profesor de religie. Am fost profesor de religie pe la concret, la Coșbuc și la Bălcescu, unde am avut o relație de un an foarte frumoasă cu elevii de acolo, în sensul că cu elevii, da, dar cu directoarele nu, pentru că nu vreau să fac prezența, de exemplu. Adică aveam o abordare puțin mai artistică, știi? Și ziceam, nu, elevii trebuie să vină la oră pentru... De drag. De drag, că e ora de religie, adică nu e ora de română sau de matematică, care e obligatoriu să fii prezent acolo, că ai un bac, ai nu știu ce și trebuie făcută prezența, nu eram împotrivă. Zic, da, eu la religie, ca și la rugăciune, zic, eu trebuie să-i aduc cu altceva, nu cu, știi? Și el a zis, băi, nu face prezența, dar nu lipseau de la. Deci au lipsit în primele, ca să zic așa, ore, după aceea veneau copiii. Până s-au prins. Da, până s-au prins despre ce e vorba și era frumos, că discutam și pe marginea programei că trebuia făcută, dar asta era poate 20% din ore. Restul erau probleme de viață, că viața e foarte importantă, cum te raportezi și cum trăiești. Dar fiind în, cum să zic, în conflictul ăsta cu direcțiunea, am zis, măi, nu-i locul meu într-un fel și am găsit o soluție în care, bine, mai intervenea și faptul că trebuia să plec pe la filmări, pe la București, lăsam un locuitor, iarăși nu era bine, nu. Și zic, nu-i fericită treaba, am vorbit cu un altul Bartolomeu și cu părintele directorul, cu părintele Oros de atunci, zice, avem un post de pedagog aici. Pedagog ce înseamnă? Nu ce se înțelege la celelalte școli, că să stai noaptea cu așa, că noaptea stăteam cu nevasta, știi? Se vede. Da. Am rămas acolo, dar doream foarte mult treaba asta, știi, cu hierotonia, să slujești. Și în altul Bartolomeu zice, măi Ciprian, ce, dacă te duci în parohie, nu că nu-i potrivit să cânți, dar nu o să mai poți cânta. Și mi-a explicat de ce. Zice, uite, păi tu ai duminică, spectacol care se programează cu o lună înainte, da, în Oradea. Promis că te duci, oamenii aia fac afișul, da, scriu, Marius Ciprian Pop. Dar, din păcate, zice, ție vinerea îți decedează cineva în parohie. Duminică trebuie să-l îngropi.
Zice, n-ai cum să mai mergi la spectacol. Deci, nu se pot face lucrurile. Și zic, și atunci n-ar vrea ce să fac? Ce găsim o variantă de preot misionar, ne gândim, asta, să deblocase un post pe la jandarmeria din Cluj și zice în altul, acolo la orchestră. Zice, poți să... El care, el, în altă preasenția sa, care la începutul, când se lansase Radio Renaștere, avea emisiuni de noapte în care prezenta muzica multă, muzica simfonică, mare iubitor. Un om foarte deschis la minte și la suflet, un suflet care cuprinde numai Ardealul, ci poate tot mapamondul. Și cu o înțelepciune extraordinară dincolo de Honolulu. Da, da, păi a fost acolo și a scris, știi, care are o carte străină din chipul cu. Nicu, dar tu nu te ții numai de glume, tu te ții de lucruri serioase. Eu mă țin de carte, cartea nu s-o mai țină. Și ai ajuns la jandarmerie. Păi nu, dar nu aici în Cluj, că aici au fost pile mai mari decât ale mele, știi? Tot timpul în Cluj, pilele, indiferent de vocală, sunt mai mari în Cluj. Să vezi cum a lucrat Dumnezeu, știi? Și la un moment dat cu niște prieteni de la București, cu domnul Băsescu, domnul Blaga, dar nu politic, prieteni pe cântec. Am ajuns la ei colindând acolo. Da, și Blaga au avut hitul ăla. Hai că sunt curios să văd ce mama este mai tare ca mama. Mă rog. Băi, vezi că nu a fost hit adevărat cu trecut. Da. Nu, pentru mine au fost niște oameni de omenie. N-a fost un drog și... pentru că sunt buldog. Da. Frumos. Da, am judecat tot timpul pe oamenii momentului, ca să vedem ce oameni ai momentului ne-a dat acum Dumnezeu, ca să-i putem reconsidera retroactiv pe cei dinaintea lor. Da, da. E păcat că poate a mers așa din... Zic poate, nu-s convins. Poate a mers din rău în mai rău, dar cert este că există un adevăr universal legat de tema asta. Să știi că păstorul întotdeauna este reflexia turmei. Punct. Nu avem ce să discutăm. Deci dacă avem acolo oameni de turma aia, așa, problema aia noastră. Problema noastră și schimbarea trebuie să vină de la fiecare dintre noi. Pentru că dacă noi am face, cum zicea în altul Bartolomeu, o reformă morală în care să zicem, băi, hai să ne schimbăm ca națiune, hai să lăsăm vechile metehne, mă înțelegi? Păi îți dau un exemplu, femeia de serviciu scumpă de ea, că nu o judecăm. Măi, nu-i sănătoasă dacă din trei hârtii pe care le pune acolo la budă, nu duce una acasă. M-ai înțeles? Știu exemple, nu intru în detaliu. Absolut. Și atunci pornește de aici. Sigur că dacă societatea e așa și fentează și drumul ocolit și cuvântul nu-i cuvânt și rugăciunea nu-i rugăciune și biserica e numai de aparență și celelalte și celelalte și celelalte și nesinceritate și toate la un loc și judecarea aproape și răutăți și bârfă, păi ce vrei să iasă din societate? Mă înțelegi? Sigur că de aici ies ca și societate și îi punem acolo. Ne mai păcălim noi și zicem, ăsta-i neamț, lasă, vorbești, că tot aici o trăi, despre ce vorbim. Mă înțelegi? Asta e toată treaba. Bun, și atunci eu îmi iubesc neamul, cum să zic, din toată ființa, așa cum e el, cu neajunsurile cu lui, pentru că neamul înseamnă o istorie de cel puțin 2000 și ceva de ani, știi? E o greșeală, adică să te uiți numai la 30 de ani raportat la 2000, nu? Adică iei și pui în balanță absolut toată istoria. Sigur că în fiecare epocă au fost scăderi, au fost urcușuri, au fost lucruri bune și lucruri rele. Dar dacă acum noi trăim o sincopă, ca să zic așa, morală și duhovnicească, măi oameni, hai să o rezolvăm, că ni se arată peste tot că e o sincopă. Păi de ce nu merg sistemele? Nici sanitar, nici de învățământ, nici... Păi sistemul suntem noi, nu? E simplu. Vreți să-l schimbăm? Păi ne schimbăm noi. Haideți să vedem cum facem. Iubim mai mult țara, iubim mai mult neamul, iubim mai mult poporul și ne mobilizăm și zicem, băi frate, bun, hai că facem un sacrificiu noi doctorii, nu mai plecăm pe 5.000 de euro acolo, că sunt și oameni de ăștia în țară, să știi, minunați, numai că nu li se face reclamă. Care zic, bă, nu, eu stau să tratez. Și tu știi cazul părintelui Ștefan, care acum e și preot, dar e neurochirurg, absolvent de Harvard, opera pe 400.000 de dolari în America, mă înțelegi? Și a venit după o întâlnire cu părintele Iustin Pârvu, care a vorbit despre neamul lui și despre țară, a luat tot ce avea acolo, a intrat în conflict cu părinții lui, care săraci au mers clandestin acolo, adică în timpul Ceaușescu să-i facă lui o viață mai bună. Și el a zis, nu, eu mă întorc în România să-mi ajut oameni. Și a făcut o clinică la Constanța și pe prețuri modice, aproape așa, ajută oamenii și operează pe creier non-invaziv, adică te operează pe creier și tu te duci a doua zi acasă, știi? Gândește, sunt și oameni de genul ăsta. Care așa. Și atunci hai să luăm exemplu și ne mobilizăm și noi preoții și noi preoții și noi jurnaliștii și noi artiștii
Știi ce ne lipsește, Nicu? Organizare. Organizare. Da. Aici e problema. Deci începem lucrurile, începem, dar nu ne putem duce. Da, poate ne ajută Dumnezeu și ne organizăm. Eu am o perspectivă, spun sincer așa, prietenește, spun și pentru toți. Eu cred că organizarea trebuie să vină dintr-o realitate a societății civile, știi? Pentru că politic nu mai prea vezi cum să organizezi, că e cam putred pe acolo tot. Și atunci rămâne varianta cealaltă, știi, a societății civile în care să ne organizăm. Noi chiar am pus bazele, dar gândeam așa un pic să adunăm oamenii valoroși din diaspora și am și reușit în mare măsură, nu când ne-am fi dorit. Și în Elveția am făcut o asociație transparentă, de asta vorbim public despre ea, se numește Uniunea pentru Promovarea Valorilor. Am zis, măi, hai să luăm pe toți oamenii care sunt dincolo și, băi, oameni buni, vă rugăm pentru țara noastră, hai să punem umărul, fiecare ce poate și cum poate să facă. Și acum, dată fiind situația, am zis, hai să o transbordăm și în țară, știi? Ne lovim de un lucru că mai există altă asociație, din punct de vedere juridic, care se numește Asociația pentru Promovarea Valorilor. Măi, dar fii atent, nu găsesc pe nimeni acolo să vorbesc cu oamenii. Băi, venim împreună, că noi nu ținem neapărat ideea, cum să zic, scopul, nu neapărat mijlocul prin care faci, știi? Și acum așteptăm și poate, ne unim și poate ne ajungi și tu pe tema asta, că repet, e o chestie transparentă. Dacă e de mers în Elveția... Îi și de mers de venit. Misionar, deci e preomisionar, postul a fost cum a fost blocat și îți faci misiunea... Păi am ajuns la Ministerul de Interne la București, unde mi-a spus, zice... Câte stele ai? Măi, știi cum, eu le numesc grade, dar nu mi-s dragi. Eu nu le numesc grade și niciodată nu le-am purtat și mă întreba cine zice, de ce nu vă puneți în semne? Și zic, măi, eu cardelean iubesc gradele doar de un singur tip, cele din pălincă. Zic, nu. Și alea în măsură, nu, asta e important și e prea puțin important. Eu am intrat ca preot militar cu concurs, cu tot ce trebuia, că mi-a zis ministrul de atunci, domnul Blaga, zice, măi, ai două variante, te numesc. Așa, zice, asta înseamnă că vii călare sau pe jos, știi, zice, dacă vrei să vii pe un cal alb, armăsar și eu dai cum concurs. Dai concurs, știi, și m-am dus la Patriarhie și bine a fost corânduit Dumnezeu cu contracandidații acolo. Ești meticulos. M-a și ajutat, nu pot să fiu ipocrit acum cu lumea, știi, înțelegi? Da, bă, asta e, Doamne iartă, mă-ți dai seama că doar nu trece nimeni prin minte, dar am și învățat, am știut, adică a fost pe bune, a fost oral concursul și scris, că nu a fost șmecherii, mă înțelegi? Numai că trebuie să dau și la Ministerul de Interne, unde a fost cu legislație, cu așa mai departe. Bun, și a ajutat Dumnezeu la concursul respectiv. Am avut un proiect acolo, pe tema asta, cum să zic, a preoției militare, pe care mai mult sau mai puțin am reușit să-l implementez. Proiectul a fost de catehizare, oarecum, adică să învățăm pe cei din Ministerul de Interne regulile esențiale ale credinței. Băi, ce-i cu biserica? Ce-i cu Hristos? Ce se întâmplă? Am vrut să și edităm o carte, n-am reușit, în fine, dar măcar a fost la nivel împreună cu preoții ceilalți care sunt acolo, încă o parte din ei s-au pensionat, alții mai sunt în minister, am reușit și s-a reușit nu prin contribuția mea personală neapărat, dar am fost și eu pe acolo pe lângă, să se facă la Academia de Poliție o capelă, unde erau și acum 600 de studenți, din care veneau, un număr destul de mare, nu i-am numărat niciodată, dar veneau duminica și în sărbători la slujba acolo, ceea ce e un lucru important. Duhovnicește, gândește, capela s-a făcut că Părintele Felix a reperat un loc într-un L de clădire unde erau două încăperi nefolosite, neutilizate, știi? Și pentru noi era foarte ciudat, zic, măi, ăștia se bat pe sel de curs, că nu le ajunge, constresc, și astea două zne, hai să facem noi o biserică. Părintele Felix, că așa-l cheamă pe preotul de colegul meu. Hai să facem. S-a făcut biserica cu sponsor, cu implicare, relativ repede. Și a venit un domn general care era aproape de 80 de ani și a început să plângă și a zis, părinte, zice, știi ce a fost aici înainte? Nu. Zice, aici se scoteau dinți cu patentul. Wow! Excelent. De-aia era evitat. Era evitat, fusese camera de tortură a securității. Înțelegi? Și noi ne-am dus fără să știm, așa a lucrat Dumnezeu, știi? Vezi cum se răstoarnă lucrurile și ce. Și a devenit și acolo, era spațiu de catehizare al studenților de la și în continuare. Acum am înțeles că s-au pus bazele unei biserici adevărate acolo, slavă lui Dumnezeu, minunat. Deci eu am rămas acolo cât am rămas, după aceea m-am activat și ca ofițer. Apropo de grade, am făcut cerere să mi se dea gradul cel mai mic, pentru că nu mi s-a părut corect. Aveam colegi chiar de cânte, gradul Ciordaș, de exemplu, știi? Și el, după viață de muncă din minister, avea grad ca și mine, care eram de un an gradul acolo. Gradul Ciordaș muncitor și el silitor. Dar nu ilegal, știi? Că așa prevedea legea clerului militar. Zice, bă, intri, bun, comisar șef direct. Bă.
Și am zis, domn ministru, zic, fără, nu se poate, haideți că... Am aflat și eu de la alții că de ce supărați pe mine, știți, mă, dar eu n-am nicio vină. Zic, dar o rezolvăm, uite, faceți acolo subinspector. Nu a fost problemă și am pornit după aceea de la grade, dar asta e prea puțin important, pentru că am învățat lucrul ăsta de la Patriarhul Serbiei, care, un alt sfânt în viață, nu am cunoscut personal decât indirect, așa, din scrieri și din media, și care a trecut la Domnul acum câțiva ani și a cerut un singur lucru, că l-a întrebat, prea fericirea voastră, ce doriți? Am o singură dorință legată de trecerea dincolo, a zis. Pe crucea mea să scrieți doar atât, Pavle. Fără niciun titlu, fără niciun grad, Mare patria. Știi? Și a dat prin asta o lecție de smerenie, de cumințenie și de sfințenie, de asemănare cu Dumnezeu tuturor. Știi? Că până la urmă, dacă stai și te gândești, măi, păi mai mare decât numele Nicolae, nu poți să fii niciun grad în general. Mă înțelegi, Nicu? Uite, exemplu concret. Deci mai mare decât Nicolae, care înseamnă biruința poporului, poporul a biruit. Biruința asupra păcatelor poporului. Da. Biruință. Biruință. Păi, două substantive. Nu-ți mai trebuie, știi? Deci nu-ți mai trebuie. Și moșul meu zice, ai grijă când mergi în lume să-ți faci un bun nume. Știi, mă, nu-s nimic, nici de grade, nici de doctorate, nici de titluri, nici de... Nici când de termin doctoratul? Hai mă, lasă că e terminat de mult, dă-i pace. Și când citim cartea? Numai că nu m-am dus să iau diploma. De ce nu scrii că? Știi de ce? Că vorbesc prea mult. Acum zice lumea, bă, ăsta ne nebunea și s-a pucă și de dacă mai scrie și cărți. Am luat o maximă, nu știu cui e, așa, dar mi-a rămas în minte, care, nu știu, cred că Nicolae Iorga, nu vreau să greșesc, care zicea, măi, foarte frumos că scrieți, dar mai și citiți. De la scrieți, da, mai și citiți. Da, mai și citiți, da. Eu încă sunt la capitolul la care, cum să zic, nu pot să citesc cât mi-aș dori să citesc și cât de mult mi-ar plăcea treaba asta cu scrisul, nu știu, poate cum mai încolo. Cum ar zice Rareș Bogdan, noptiera ți-e plină de cărți care așteaptă nopțile de iarnă să fie lecturate la șemine. Da, zice Rareș așa ceva? Zicea, acum nu știu. Era cu sălile de sport, cu astea. Asta, cu, da, după, dar înainte de da, a înainte, ajunge da, în... Da. Înainte de a să te ajute, să-i ajute. Să le ajute Dumnezeu. Ce mai e, Colin? Acum, te rog să... Colin, la nunta, ce s-a întâmplat? Da, colinda atipică. Mi-e dragă mie, că e atipică, mi-e dragă colinda asta. Stai să spun și eu, că până acum numai tu ai. Da, gata, auziți, da, înainte de a spune tu cu vinul ăsta, ce ești tot zic? Că... L-a adus finătul de la Ciumbrud, dacă știi pe domnul Vasile. Dar mie de asta nu mi-o dat, uite, vezi? Păi nu ți-o dat, că... Mentor, adică e... Mentor, cred mentor. Că pe prima să... Am înțeles, scuză-mă. Așa te grăbești. Ia cactusul, ia aloe vera, ia ce vrei. No, stai, acum zi tu. Am vrut să zic și eu, te-ai și uitat la nu, vin. Da, nu, dar m-am gândit, Nicu, că până zici tu să beau bar de vin, știi? Că asta era ideea. N-avem pahare. Lasă-mi. Pe cuvânt, pentru vin n-avem bine. Pahare. Dar okay. Mulțumim celor care ne ajută, cei de la Ciumbrut, băieți serioși care... cu care am colaborat și mai colaborăm, roșu, sec, negru, dar asta în încheierea emisiunii. Pe caimar, da? Bun, perfect. Mergeam și noi cu crai, după ce am terminat cu colinda, la noi în zona moților, cu crai. Din ajunul de Crăciun mergeam și în ziua. Și era Irodul, Valtezar, Melfior, Gașpar. Da. Eu eram îngerul. Așa s-o nimerit să fiu. Din a treia până în a noua, îngerul. Și ai rămas și înger. Puțin. Arăt a îngerul. Mă rog, aș vrea. Da. Și... ziceam rolul, îl scurtam în funcție de casă. Am înțeles. Aveam un unchi. Ăla le știa, Avram, fie iertat. El aparent se uita în Gromovnic când noi ziceam rolul. Gromovnicul, știu, cartea mersului vremurilor. Da. Se uita așa și noi. Și eu le-am spus, bă, vedeți că unchiul Avram știe rolul, că el a mers. Și ăștia s-o scurteze acolo și el, eu, șulăt-o chiar așa, dar nu era așa, ba, și l-am zis tot. Ce frumos! O colindă. No, era vi flaime, dar se tot repetau. Sara, Crăciunului, nu... Și, nu știu, dar să mă corectez dacă greșesc, dar noi am auzit-o pe casetă de la Furduiancu, așa. Tot din Sohodol, păi, da, normal, nunta din Cana Galilei. Da, într-adevăr. Aia am învățat-o, da. La nunta ce s-a întâmplat, într-o minut jumătate era gata pe ceas. A, am înțeles, da. Și atâta o colindam la fiecare, bă, da, zice, și altea, nu mai știți, ba da, la nunta din Cana Galilei, da. Care nu vorbește despre maturitatea lui Iisus. Așa, într-adevăr. Aparent dacă, n-ar avea nicio legătură cu Crăciunul. Dacă mai permiți și... o glumă, ultimă glumă divagată tot de la Evanghelie, știi, mama lui Iisus, așa, dar m-am gândit prima dată când l-or chemat la nuntă pe Iisus. Adică nu pe el l-or chemat, maică s-a primit invitația și a zis, dragul mami, trebuie să mergem la nuntă. Iisus a zis,
Mergem, dar oricum ei nu o să vină la nunta mea. Da, deși întreaga planetă da. După aia e chemată la nunta da. Lui, la înviere. În absolut, fine. Absolut. Așa. Și de, din respect și din iubire față de mamă, el face prima minune, oare la nunta din Cana da, Galilei. Așa se spune, că e prima minune la nunta din Cana Galilei și în altul Bartolomeu are, că tot am vorbit despre dumnealui, are o explicație foarte frumoasă pe tema asta. Legată de faptul că românii practic au creat o colindă pe tema asta, pornind de la adevărul că sărbătoarea Crăciunului prin excelență este o sărbătoare a familiei. Despre asta e vorba, despre familie. Și zice în altul Bartolomeu, zice, vă dați seama că Domnul Hristos împreună cu Maica Domnului au mers acolo la nuntă, care era o sărbătoare a familiei și la un moment dat li s-a terminat vinul celor care organizau nunta și era pusă sub semnul întrebării, cum zice dumnealui, uite că îmi scapă cuvântul, dar oarecum bunul nume al familiei, înțelegi? Deci era pus sub semnul întrebării bunul continuitatea nume. Continuitatea prin nuntă făcută. Da, nu, adică zice, în altul zice, vă dați seama, le ieșau vorbe, bă, ăștia ne chema la nuntă, nu au avut ce să ne pună pe masă, nu? Demnitatea familiei. Demnitatea. Demnitatea, ăsta era cuvântul, așa zice în altul Bartolomeu. Era sub semnul întrebării demnitatea familiei respective. Și atunci Maica Domnului, fiind ocrotitoarea familiei și fiind mamă, s-a uitat, a văzut că ceva nu e în regulă, i-a întrebat ce se întâmplă cu voi, păi știi, Maria, am rămas fără vin și suntem foarte supărați că ce o să zică cei pe care i-am chemat la nuntă, că uite, nu avem ce să le punem pe masă. Și atunci Maica Domnului, pentru a salva demnitatea familiei, deci despre familie e vorba, se duce la Domnul Hristos și zice, fă ceva. Și zice, ce să fac, femeie? Ce, nu-i treaba mea, ce mi-este mie și ție, că nu-i treaba noastră că ăștia n-au vin. Treaba lor, ne-au chemat, asta e, nu au. Și zice, da, uite, e problemă de familie, că o să vorbească lumea de rău, o să fie povestiți în tot ținut, o să fie defăimați, o să fie, să le scade demnitatea, te rog frumos, fă, că știu că tu poți să... Păi nu, dar nu-i. Și zice că Maica Domnului, pentru a salva demnitatea familiei, uite, a reușit să schimbe planul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu are un plan bine stabilit, zic Sfinții Părinți, legat de creație, legat de răscumpărare, legat de El care le știe pe toate dinainte, inclusiv legat de venirea Domnului Hristos în lume și de momentul în care trebuia să facă prima minune. Pentru că, uite, El se arată în lume, vezi, numai după botezul lui Ioan, după ce se botează și atunci începe să propovăduiască. Și acum era la nunta din Cana Galilei și a fost pus oarecum să schimbe planul, știi? Că de asta zice Domnul Hristos, zice, ceasul meu încă n-a sosit încă, adică nu-i momentul să mi-ară dumnezeirea. Lasă-mă pe mine, fiul templarului, cum sunt, știi? Dar Maica Domnului îi cheamă și zice, faceți ceea ce vă va spune El. Măi, cea mai frumoasă formă de smerenie și de ascultare, îți dai seama. Știi, pe care, uite, de exemplu, eu nu am, că eu mă apuc și vorbesc eu. Și noi, și poate toți preoții bisericii, ar trebui să spunem, faceți ceea ce vă spune Hristos, știi? Nu altceva. Și atunci, ca să salveze familia, Domnul Hristos, ce puneți apă în vasele astea, binecuvintează, transformă apa în cel mai bun vin, că nu băusă niciodată în viața lui Pricum. De la Dumnezeu, îți dai seama. Și erau în pericol cu demnitatea și la final vorbea toată nunta ce deștepți au fost, că vinul bun l-au lăsat la final. Vezi unde intervine Dumnezeu, cum se schimbă lucrurile care și aparent sunt reale, se schimbă în bine. Trebuie doar să ai știința să pui problema înaintea lui Dumnezeu. Asta trebuie, știi? Vezi, Maica Domnului știu să pună problema. Fără cuvinte multe, fără astea, fără... Acum știi? De mamă că da. Asculți. Absolut, da. Păi asta e cel mai mare dar al nostru, al pământenilor, faptul că Sfântul Ioan Iacob zice, nu, de n-ar avea în cerul lumea rudenii de pe pământ, atunci ar fi pustie viața asemenea unui mormânt. Adică să ai reprezentantul tău, știi, și ce reprezentant? O ființă a cărui nume este blândețe, iubire, rugăciune, binecuvântare, știi, și care mai mult decât atât prin cuvânt dumnezeiesc devine... Însăși mama ta, știi, pe cruce, unul din darurile crucii, acesta este că noi am devenit toți copiii Maicii Domnului și Maica Domnului devine mama noastră. Știi că îi zice lui Ioan, Ioan, iată mama ta. Păi nu era mama lui, știi? Toți. Da. Zice, mamă, iată fiul tău. Și atunci, prin poruncă și cuvântul Dumnezeu, că nu era o greșeală, că Dumnezeu nu greșește. Ne lasă în grijă Maicii Domnului. Și noi să avem grijă de acum. Da, și mai mult. Exact. E o relație reciprocă aia cu nunta din Cana Galilei, știi? Și de asta spun că românul a înțeles dimensiunea aceasta, zice în altul Bartolomeu, a importanței familiei și a zis, măi, asta, că ne și place nouă la nuntă, mă, că nunta e adevărată. Păi nu, dar cel mai frumos lucru din universul. Apropo, ai avut ceva anunț acum în pandemie. Știu că mergeai de MC Pop. Da, când eram tânăr, mergeam, după aceea n-am mai mers, că mi-au albit și mie barba și nu mai fac treaba asta cu MC-ul. În țara moților acolo la
Olaru, la familia... A, bine, acolo am fost naș. Câți fii ai? Că ai mulți fii. 5-6? Prea mulți după cât merit, știi? Soporat merită. 5-6 peste 20, poate vrei să zici. Serios? Da. Da. Deci, și ai și culunat, și ai și botezat. Da, bine, copiii botezați sunt vreo 30, cred, nu i-am numărat, dar... Pardon, și perechi de fiind sunt, cred că, 24. Niciun divorțat. Din păcate, da. Din păcate, da. Din păcate am și doi divorțați care n-au ascultat, dar ce să zic, deși eu le spun, prima condiție pe care în momentul în care mă chemau, acum nu mai merg de naș, că mi-a zis părintele Andrei, duhovnicul, să nu mai merg, deci e o povară foarte mare și nu pot face față, știi? Nu financiar la nuntă, că e cel mai simplu lucru, după da, aceea. Da, și ai uitat de ei. Nu, deci după aceea, știi, că trebuie să te vezi măcar o dată pe lună cu fiecare, vedeți copiii tăi, o relație de prietenie sau fratele tău, cum vrei să zici, mă înțelegi? Deci nu se poate, că asta însemna că toată viața numai să stau numai în întâlniri și să, eventual să ne mutăm cu toții așa. Îți mai aduc un curcan? Pe copii, da. Măi, nu aduc aici, am și de la București, am dau, să știi. Ploconul. Da, ploconul acolo se aduce. Aici e chemai la clacă la coasă, nu? Da. Schema e fine. De coasă nu mai am, la sapă nu mai am. Și atunci rămâne regula asta, că toți suntem cu glumele, rămâne regula asta pe care am învățat-o și eu de aici, din transfinanță, ce măi, cu finii regula e așa. Ori de câte ori vin la tine, trebuie să le dai ceva. Și invers, ori de câte ori te duci la ei, trebuie să le duci ceva. Înțeles? Da. Și un pic, nu asta e problema, problema e duhovnicească, că nu apuci. Și, se mai pun poze pe Facebook, zice, bă, nașul ăla, ți-ai fost la mine, n-ai venit, păi la ziua copilului, păi nu știu ce, păi nu știu cum. Și deja un pic situația a scăpat de sub control și am vorbit cu părintele duhovnic, m-am spovedit, zice, măi, gata, pune punct, nu mai. Deci nu mai, că ajunge așa, că doar nu ești naș. Ai grijă de ei. De cât i-am, da. Asta e frumusețea nunții. Deci nunții nu prea au fost, dar nici nu prea merg. Că nu mi se pare foarte potrivit. Nu că e rău să cânți la nunte, nu asta vreau să spun, știi? Dar sunt alții mai vrednici decât mine. Și mai tineri, și mai frumoși, și mai, știi, fac veselie. Acum, nu, lumea... mai merg la nunți, unde mă cheamă, veni să ne cântați niște priceazne la început. Mai zic și de alea de joc, nu, că nu sunt formalist, nu mă ascund după deacetă, că nu sunt ipocrit, știi? Dar, în principal, dacă mă cheamă, haideți să deschideți... Na. Și dacă pot să duc și mesajul ăsta prin care le spun că temelia căsniciei trebuie să fie iubirea și iubirea e Hristos, știi? Nu poți fără. Nu mai ține nicio căsnicie în ziua de astăzi. Deci fără Hristos, nu, dacă e după, zici Sfinții Părinți, după modelul Sfintei Treimi, știi? Adică sus e iubirea desăvârșită de Hristos, de acolo vine triunghiul, știi? Bărbatul și în partea cealaltă femeia. Deci asta e familia adevărată și asta poate exista, alta nu. Deci, și apropo de divorț, eu sunt de părere că dacă ți asumi un lucru, și dacă ești bărbat și femeie, îți asumi, de ce să pun cununiile pe cap la nuntă? Pentru că tu în momentul ăsta ești mucenic, măi, omule bun. Ai renunțat la viața ta, ai murit pentru viața ta, te răstignești, tu trăiești viața de azi înainte prin soția ta, duci banii acasă, nu mai ești cu prietenii, nu mai ai, nu alte femei. Și invers, sigur. Sigur că da, adică e reciprocă treaba. Știi, și tineri trebuie să știe treaba asta. E un compromis. Deci, măi, e un compromis prin care te asemeni cu Hristos, știi? E altarul familiei în care tu te jertfești, pentru că zice Părintele Arsenie Papacioc că nu poți ajunge la înviere decât prin cruce. Și atunci trebuie să-ți alegi un fel de cruce, n-ai cum. Ori în viața laică, ori în viața monahală, nu ai cale de mijloc. N-ai cale, deci jertfă trebuie să existe. Fără jertfă nu există. Și atunci de ce să nu faci jertfă asta pentru omul pe care îl iubești? Zic că nu te obligă nimeni. Și dacă ai luat-o să iubești și te jertfești, asta e treaba, te bați în cuie. Și ea la rândul ei, știi, și a mai vii și copilașii. Și de aici e frumusețea asemănării cu Hristos, că e o jertfă care naște viață, știi? E o jertfă care nu naște moarte, aici e frumusețea, știi? Bun, tu mori atunci pentru tine, dar dincolo de moartea asta personală, e viața celorlalți. Tu trăiești viața ta prin ceilalți, prin soție, prin copii, prin cei pe care i-ai aproape. Și normal, fiecare creștin așa trebuie să trăiască viața prin toți ceilalți, știi? Că și sublimul să trăiești prin dușmani, știi? Mă înțelegi? Adică, da, ești dușmanul meu. Și dar despre asta într-un podcast viitor, în încheiere să colindăm la nunta ce s-a întâmplat. La nunta ce s-a întâmplat în Cana Galilei, fosta și Iisus chemat la nuntă în Cana Galilei. Și Iisus și Maria în Cana Galilei, și toată familia la nuntă în Cana Galilei. Iar mama lui Iisus
în Cana Galilei, văzând că nu-i vin de ajuns la nuntă în Cana Galilei. Și știți continuarea. Zise fiule iubit, vinul tot s-a isprăvit. Ei, da. Noi mai avem un vin bun, mentor de la Ciumbrut, să fie drag. Primit, să fie primit. Prietene, colegule, ca să-ți aduc aminte de întâlnirea noastră, un tricou, acum nu i-am pus număr pe spate, dar sper că ți l-am luat la dimensiune. Fără număr. Wow, ce frumos! Prietene de la Scover. A? Vai, chiar mă bucură lucrul ăsta, minunat, minunat. Uite câte repere minunate avem și câte daruri de la Dumnezeu. Să se vadă că te zice sponsorul, că nu-l arătăm pe la câți colinde, colinde, e vremea colindelor, zice gheața se întinde asemenea oglindelor. Să aveți sărbători fericite, zic așa urare, să vă fie casa casă, să vă fie masa masă, să vă fie viața plină de Hristos și de lumină. Mulțumim că ne-ați primit în casele noastre și în această seară. Mulțumim părintelui Marius Ciprian Pop că a venit. Mulțumesc, Doamne ajută! Crăciun fericit, sărbători fericite, iubire și bucurie! Amin, amin, amin.